actor are întotdeauna nevoie de regizor. Ștefan Iordache era la fel, un actor care avea nevoie de regizor, dar în cazul în care regizorul era mai puțin experimentat, Ștefan Iordache avea capacitatea de a cădea în picioare. Adică el avea niște resurse secrete, numai de el știute, care ridica un pic așa la 10 cm de pământ în anumite situații. Poate mai mult la teatru, dar pentru mine e un actor total, pentru că l-am văzut pe scena teatrului mic, eram puști și foarte mulți ani de zile l-am văzut în spectacole în care eram magnetic, da? Și a încercat foarte multe genuri, adică a făcut și muzicalul, a făcut foarte multe lucruri pe scenă, iar în film unul dintre actorii care mi-a deschis, care mi-au deschis ochii asupra intuiției pe care trebuie să o dezvolte un actor în a face diferența dintre teatru și film. El a simțit asta fără doar și poate. Nu știu dacă, nu mai țin minte cum eram străin, pentru că eu am văzut Străinul când aveam vreo 15 ani, 20 de ani, undeva într-un cinema prăpătit. Cred că e în demolare acum, un cinematograf din București, și mă dusesem cu fata acolo ca să avem intimitate. Recunosc, nu știu cât m-am uitat la film, dar atunci era un puști, el era un puști în Străin. Dar ulterior îmi dau seama că el s-a prins foarte repede cum stau lucrurile și a putut să facă departajarea clară între teatru și film. Ca om am avut o relație specială, adică eu cred că am fost un privilegiat al soartei. Maica m-a angajat în teatru mic de, nu știu, 50 de ani. La vremea când aveam eu 15-20 de ani, aveam ocazia să-l văd prin teatru. Maica mea era colegă cu el, jucau împreună în Richard al III-lea, care era un spectacol dedicat cumva lui Ștefan Iordache. Silvi Pulcărete o făcea regia. Și spun că am fost un privilegiat al soartei, pentru că am avut parte de o privire mai caldă din partea omului. Adică am simțit că întotdeauna m-a apreciat fără ca eu să fi făcut la ora aia ceva, fără ca eu să fi demonstrat ceva. Deci eu m-am trezit târziu. El, nu știu dacă a apucat să vadă Sex, Drugs, Rock'n'Roll, era într-un moment în care deja Ștefan Iordache se retrăsese. Am vizitat odată și am stat de vorbă cu el câteva ore, dar nu cred că m-a văzut pe scenă în ceva important. Numai că el, fiind un om destul de zgârcit în reacții, adică nu era un generos ca Florin Piersi, senior, da? Care să stea, să vorbească cu toată lumea, era mai introvertit. Când ne vedea, când mă vedea, parcă puțin se lumina așa și îmi zicea ce faci, puștile, știi? Și dacă mă mângâia așa pe obraz, pentru mine era mare lucru, era... Sunt niște frânturi, da? Mi-amintesc o dată că am venit în teatru și l-am găsit repetând, venea cu 6-7 ore înainte de spectacol. Deci ziua spectacolului era, nu era o zi pierdută, era o zi dedicată spectacolului. Și pentru el era religie să fie în teatru cu 7 ore înainte, să-și repete textul, să... Era bucătăria lui pe care nu o cunosc. Am fantezii cinematografice, personale, care vor rămâne neîmplinite din cauza lui Ștefan Iordache, din cauza dispariției lui. Pentru că aș fi fost în stare să mă duc oriunde, să îi respect orice condiții, orice, să inventez un rol care să îi, să nu-i, să nu-i periclitez confortul, să nu-l pun într-o situație complicată.
era genul de om, la fel cum am spus la un moment dat, vorbind cu niște oameni mai tineri, îl spuneam, dă-mi-l pe Al Pacino să stea pe un scaun și să nu facă nimic și să mă uit la el jumătate de oră. Ștefan Iordache era din aceeași plămadă. Filma din ce în ce mai rar și din ce în ce mai puțin și juca pe scenă tot așa, din ce în ce mai rar. Iar barba aia pe care și-a lăsat-o, știe, care nu era o barbă oarecare, era o barbă de pusnic. Aia spunea ceva. Adică aia era un mesaj clar că omul se rupe de restul lumii și că se însingurează cumva și că își caută cumva, cum să spun, sensul, mergând spre final. Și din moment ce a jucat totuși cu barba aia, înseamnă că n-a reușit să se rupă complet de public și că din când în când simțea nevoia să existe în fața publicului. După câte știu, nu era genul de om care să se uite la filmele lui, să... adică nu avea acest narcisism propriu oricărui actor și pe care orice actor îl are într-o măsură, într-o doză mai mică sau mai mare. Îl mitizez cu bună știință. Pentru că îl iubesc foarte tare și pentru mine rămâne foarte viu și trecerea asta, cum să zic, capacitatea lui de a trece într-o secundă de la înger la demon, asta rămâne. În film, pe scenă, oriunde. Un actor unic. Mi-am aprins o țigară pentru că mi se întâmplă să mai fumez, nu vreau să fie lipsă de respect. Dar în cazul de față, noi vorbim de Ștefan Iordache, asta poate fi un fel de, știi, lumânare aprinsă. Are aceeași însemnătate. În mod normal, n-am fost până acum la... Nu fac lucruri de astea, prefer să-mi amintesc de oameni așa cum erau, dar dacă vreau să mă duc acolo, la locul unde el se odihnește, să vorbesc un pic cu el, o să mă duc cu o cafea și o țigară și o să aprind o țigară să o las să se consume acolo, știi? Să fumăm împreună. Да.